Carne de pui cu salmonela, fructe și legume cu pesticide sau înghețată cu oxid etilenă. Acestea sunt doar câteva dintre produsele retrase de la rafturi în ultimele luni. În total, sute de tone de alimente contaminate au fost rechemate de pe piață în acest an, anunță Inspectorii Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, după ce alertele alimentare au crescut cu până la 40%. Anul 2021 a venit cu zeci de alerte alimentare, în urma mai multor controle ale ANSVSA. Inspectorii Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au găsit sute de tone de produse contaminate în magazinele din toată țara și au dat amenzi considerabile. Vicepreședintele ANSVSA anunță că în acest an alertele cu salmonela au crescut considerabil față de 2020, iar pericolul de contaminare este tot mai mare. Anul acesta am avut o creștere cu 30-40% a alertelor alimentare pe anumite segmente și sute de tone de produse alimentare contaminate retrase de pe piață. Îngrijorarea principală a serviciilor veterinare din România este contaminarea cu salmonela, a anunțat Mihai Ponea, vicepreședintele ANSVSA. Numai în ultimele luni au fost retrase de pe rafturile magazinelor numai puțin de 100 de tone de carne de pasăre și există suspiciunea că alte câteva zeci de tone să fie ajuns deja în frigiderele românilor. Cele mai mari probleme ar fi raportate la produsele din carne trimise de Ungaria și Polonia, alimente care sunt supuse acum unor controle mai amănunțite la intrarea în țară. În total, în acest an, în România, au fost 8 notificări de produse contaminate cu listeria monocytogenes, una dintre cele mai periculoase bacterii la nivel mondial. Avem 8 notificări pe listeria monocytogenes, îngrijorarea mondială numărul 1 după COVID, fiind una dintre cele mai periculoase bacterii. Aceasta afectează toate categoriile de vârstă și, în special, persoanele cu sistem imunitar scăzut, a mai specificat vicepreședintele ANSVSA. În regulă au fost depistate și la nivelul importorilor de legume și fructe din Turcia, de de unde vin cele mai multe produse contaminate cu pesticide. Este vorba în special de citrice, rodii, pere sau pătrunjel. De asemenea, o altă mare problemă este cea a produselor în care s-a depistat prezența oxidului de etilenă. Vorbim de peste 250 de tone de produse contaminate cu oxid de etilenă. În acest an am retras de pe piață milioane de produse. Înghețată, biscuiți, suplimente alimentare, băuturi energizante. Am avut 76 de alerte, iar ultimul caz este cel de suplimente alimentare într-un de magazine cu articole sportive care nu avea autorizare sanitar-veterinară pentru alimente.